Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Legal 100%, la finele căreia sperăm că veți fi mai informați cu privire la drepturile și obligațiile dumneavoastră cetățenești. Pentru astăzi am ales să discutăm despre taxa pe valoare adăugată, dar nu orice fel de discuție, ci cea legată de cum devenim plătitori de TVA. Sigur, în același timp ne întrebăm ce fel de drepturi și obligații se nasc din acest statut, dar în același timp și ce riscăm dacă, odată obligați prin lege să ne înregistrăm ca plătitori de TVA, nu facem acest lucru. Sigur, toate aceste lucruri le vom afla de la invitata mea, pe care dați-mi voie să vă prezint. Este vorba despre doamna Oana Luca, expert contabil și consultant fiscal. Bine ați venit! Bună ziua! Bine v-am găsit! Față de care vă mărturisesc că nutresc niște sentimente de admirație mari, la fel cum nutresc și față de toți cei care lucrează în acest domeniu fiscal, contabil. Mi se par niște date și niște modificări care apar și care... Sigur, odată cu noutăți legislative, trebuie refăcute tot felul de calcule. Așadar, astăzi doamna Luca ne va învăța cum să înțelegem mai bine aceste aspecte, iar dumneavoastră, dacă aveți întrebări legate de acest subiect și vreți să îi le adresați doamnei Luca, puteți să intrați pe pagina de Facebook TVR Cluj și să lăsați acolo toate întrebările pentru emisiunea Legal 100%. Doamna Luca, sunteți și expert contabil și, și consultant fiscal, așadar tot felul de nebunii, să le spunem așa, pe care nu oricine le înțelege, dar ne confruntăm cu ele zilnic. Sigur, apelăm întotdeauna la un specialist pentru a ne ajuta, fie că suntem persoane juridice și, sigur, societatea trebuie să aibă parte de un contabil, iată, fie că suntem persoane fizice. Și acum vine prima întrebare, dacă sub incidența TVA intră doar persoanele juridice sau și persoanele fizice? Sub incidența TVA intră atât persoanele juridice cât și persoanele fizice. Mai mult, sunt și entități non-profit care, dacă desfășoară activitatea economică, sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în anumite condiții. Acestea se înregistrează la momentul la care depășesc anumite plafoane, prin opțiune sau obligate sub efectul legii. Acum, la începutul anului dumneavoastră, ne-ați făcut plăcere să participați la o altă ediție a emisiunii Legal 100%, atunci când am vorbit de anumite noutăți apărute în codul fiscal și am specificat atunci că s-a modificat valoarea TVA. Da? Acum, cota TVA are aceeași valoare atât pentru persoanele juridice cât și pentru persoanele fizice sau sunt niște diferențe? Deci cotele de TVA pentru anul 2017 sunt 19%, 9% respectiv 5%. În principiu, persoana, entitatea economică care este impozabilă din punct de vedere a TVA, atunci când livrează, aplică aceleași cote de TVA, indiferent că este o persoană juridică sau persoană fizică. Ceea ce diferențiază regimul de TVA este obiectul prestării sau obiectul livrării. Atunci discutăm de cote diferențiate de TVA. Mai mult decât atât, ne interesează persoana care achiziționează, de exemplu, și aici mă refer la persoanele fizice, atunci când acestea pot să opteze pentru 5%, cota de TVA redusă în favoarea sa, în condițiile în care va achiziționa, de exemplu, o locuință socială. Ca să fie locuință socială, trebuie să îndeplinească anumite condiții legate de suprafață, 120 de metri pătrați utili, legate de terenul aferent construcției respective, 250 de metri pătrați, iar valoarea tranzacției să nu fie mai mare de 450.000 de lei. Aceasta este o facilitate pentru persoanele fizice, de care pot beneficia o singură dată și pentru acest lucru va trebui să dea o declarație notarială cum că în nume propriu n-au mai beneficiat de această facilitate fiscală. Da, să știți că întotdeauna, în momentul în care alegem o temă pentru emisiunea Legal 100%, ne interesează și întrebările sau, în mod principal, întrebările venite din partea telespectatorilor. Sunt multe întrebări în jurul acestui subiect și pentru că ați adus vorba de aceste vânzări de locuință, chiar o întrebare venită de la telespectatori sună în felul următor. Ce obligații fiscale în sensul TVA are o persoană fizică sau o persoană juridică neînregistrate în scopuri de TVA la achiziția intracomunitară a unui mijloc de transport nou în vederea înmatriculării acestuia, pentru că se aduc foarte multe mașini din străinătate și în același timp, exact ce spuneați mai devreme, dacă se plătește TVA în cazul achiziției de terenuri sau de construcții de către o persoană fizică în scopul vânzării. Și sunt convinsă că aici s-au iscat niște confuzii, pentru că e vorba de acea achiziție. Știu că dacă o singură dată se cumpără... Da, caracterul de continuitate a tranzacției respective. Vă rog. Din punct de vedere al întrebării dumneavoastră cu mijloace de transport auto, dacă persoana
impozabilă, vrea să achiziționeze din spațiul intracomunitar un autoturism nou și el nu este înregistrat pe teritoriul național în scop de TVA, atunci are obligativitatea de a declara această tranzacție, a depune o declarație specifică, declarația 301, având în vedere următoarele caracteristici. Va avea în vedere factura de achiziție de la persoana din Uniunea Europeană, va aplica cotă 19% la cursul euro din data emiterii facturii respective și până în data de 25 ale lunii următoare va trebui să depună declarația 301 și să facă plata TVA-ului calculat în nume propriu, aceasta fiind o condiție în ceea ce îl privește cu privire la înmatriculare. Anterior înmatriculării, acesta e demersul pe care trebuie să-l facă. Dacă discutăm despre vânzările de terenuri, atunci, da, dacă o persoană fizică dorește să achiziționeze teren cu scopul revânzării acestuia, dacă realizează o astfel de tranzacție o singură dată, într-un singur an calendaristic, atunci el nu trebuie să se registreze în scop de TVA. Însă, dacă desfășoară astfel de activitate cu caracter de continuitate, și ca continuitate discutăm de la a doua tranzacție, atunci va trebui să se registreze în scop de TVA și va trebui să îndeplinească toate obligațiile și drepturile care decurg din această calitate. De asemenea, se consideră a fi tranzacție de continuitate în condițiile în care cumpără cu scopul revânzării, dacă mai are în derulare o altă construcție în scopul revânzării. Ne interesează să calculăm plafonul într-un exercițiu financiar. Prima tranzacție nu îl determină ca fiind plătitor de TVA, dar se ia în considerare la calcul plafonului. Plafonul este acela general de 65.000 de euro, respectiv 220.000 de lei, la cursul euro de la data aderării. Da, revenim puțin la... La autoturismele cumpărate din spațiul intracomunitar, dacă nu se face dovada, în cazul în care este obligatorie plății TVA-ului, nu se poate înmatricula mașina. Exact. Deci el nu poate să se matriculeze cu mașina respectivă. Dacă își achiziționează această mașină și după ce se matriculează și a dedus TVA-ul, dacă mă refer, de exemplu, la un PFA sau o entitate economică unipersonală, dacă la un moment dat se registrează în scop de TVA și această mașină a fost achiziționată pe acest PFA, va putea să-și deducă TVA-ul în favoarea sa de data aceasta. Va face o ajustare în sens invers. Dacă inițial a plătit la stat, acum va putea să recupereze de la stat într-o cerere de rambursare. Da. Ar fi foarte bine să avem foarte mult timp la dispoziție pentru a intra în mai multe detalii și pentru a da niște exemple cât mai concrete, pentru că observ că se calculează oarecum particular și pentru fiecare în speță în parte trebuie analizate anumite lucruri și așa mai departe. Dar acum, revenind puțin la o formă generală, aș vrea să vă întreb cine, în mod general, are obligația de a se înregistra în scopuri de TVA și cam în ce moment apare această obligație. Poate aici putem să lansăm și câteva exemple. Bun. Înregistrarea în scop de TVA devine obligatorie atunci când entitatea respectivă depășește cifra de afaceri în exercițiul financiar respectiv de 220.000 de lei. Atunci este obligatoriu. El poate totuși să se înregistreze în scop de TVA și din propria inițiativă, prin opțiune. Fie la momentul înființării, atunci când consideră că va desfășura activitatea economică care să-l ducă peste acest plafon, ci la un moment dat, dacă își dorește, de exemplu, diversificarea obiectului de activitate în care, din punct de vedere fiscal și financiar, ar fi pentru el rentabil să se înregistreze în scop de TVA anterior. Acest lucru poate să realizeze în cursul exercițiului financiar fără niciun fel de problemă, cu depunerea unei documentații aferente. Unde ne înregistrăm dacă optăm pentru această variantă? Înregistrarea în scop de TVA se realizează la organul fiscal competent, Autoritatea Finanțelor, Administrația Finanțelor Publice Teritoriale, acolo unde persoana respectivă, impozabilă, își are domiciliul fiscal. Sigur, birocrația este la ea acasă, în România, astfel încât v-aș întreba și ce documente sunt necesare pentru înregistrare, dar bănuiesc că opisul e destul de stufos. A fost foarte stufos. Acum suntem un pic mai liniștiți și relaxați, în sensul că din februarie s-a modificat numărul de documente care se solicită. În mod normal se solicită o declarație 010, o declarație de mențiuni prin care doresc să mă înregistrez în scopuri de TVA. Pe lângă aceasta am posibilitatea să depun un 099 în măsura în care mi-a fost retras codul de TVA pentru un, comportament inadecvat, sau pot să depun 097 dacă doresc să plătesc TVA la încasare. Pe lângă acestea, indiferent cum vreau să mă înregistrez scopuri de TVA, am obligația să depun un set de documente curente. Și aici discutăm despre un certificat constatator în valabilitate sau rezoluția de la Registrul Comerțului dacă m-am constituit în ultimele 30 de zile. O copie de pe certificatul de matriculare au nevoie pentru dosarul fiscal aferent. De asemenea, va trebui să depunem o declarație a administratorului, cum că desfășoară activitatea declarată la sediul social.
Copii după actele de identitate ale asociațiilor și administratorilor. Scopul lor este de a se verifica cazierele fiscale ale acestora. Documente se pot solicita și pe parcursul analizei dosarului respectiv. Dacă am depășit plafonul și este o obligativitate, atunci trebuie să depun și balanța prin care să fac dovada faptului că da, cifra de afaceri este mai mare decât plafonul minim legal stabilit. Da, ne-ați liniștit, s-au redus considerabil, adică ați instituit o mulțime de documente, dar se putea și mai rău, pentru că înțeleg că, iată, suntem într-o situație mai bună din februarie 2017. Dacă răsfoim puțin codul fiscal, la un moment dat acolo apar tot felul de lucruri legate de posibilitatea ca o persoană să fie înregistrată în scopuri de TVA din oficiu de către organul fiscal. Care sunt aceste situații? Sau, în primul rând, dacă este într-adevăr așa, sau trebuie să interpretăm altfel acest lucru? Organul fiscal poate să înregistreze din oficiul agentul economic care ar fi avut obligativitatea să se înregistreze pentru depășirea plafonului de 220.000 de lei, dar nu a realizat-o din proprie inițiativă. Un act normativ a apărut în august 2016, este Ordinul ANAF 2012/2016, este cel care detaliază întreaga procedură de înregistrare din oficiu. În sensul că organul fiscal, dacă constată că nu ți-ai îndeplinit această obligație din proprie inițiativă, atunci te notifică, ai termen la dispoziție 15 zile să te prezinți, să-ți reglementezi situația fiscală. În condițiile în care ar fi trebuit să te registrezi, poți să o faci. Dacă nu aveai obligația, trebuie să demonstrezi acest lucru. După care, dacă nu te prezinți în termen de 15 zile, ei emit o decizie de înregistrare în scopuri de TVA din oficiu, pe care respectivul agent economic poate să o conteste în termen de 45 de zile. Neîndeplinirea din proprie inițiativă a obligației de înregistrare în scopuri de TVA anterior notificării de către organul fiscal se sancționează cu contravenție, este amendă, care este între 1.000 și 5.000 de lei pentru contribuabilii mijlocii și mari și între 500 și 1.000 de lei pentru contribuabilii mici sau persoanele fizice. Dar odată ce se vede clar că s-a depășit plafonul, se mai poate contesta această decizie a organului fiscal de a înregistra din oficiu? Sau e o tărăgânare, o tragere de timp? Nu, eu nu cred că este interesul agentului economic să tărăgâneze. În ceea ce îl privește, posibil să fie o scăpare și să nu-și fi dat seama că a depășit plafonul, pentru că termenele sunt relativ strânse. În sensul că, de exemplu, la 31 august am depășit plafonul de TVA, ar trebui să constat acest lucru în 1 septembrie și ar trebui să depun o declarație 010 și documentație aferentă până în 10 septembrie. Nu. Agentul economic merge la firma de contabilitate în 15 ale lunii. Și atunci, normal că a depășit din start acest termen. Este posibil, în ceea ce îl privește, să nu-și dea seama că trebuie să registreze sau să nu fie obligat. De exemplu, sunt anumite activități scutite. De exemplu, dacă discutăm despre societățile de asigurare sau brokerii de asigurări, ei, de exemplu, nu ar trebui să registreze scopuri de TVA pentru că este o activitate scutită, dacă este realizată în regim exclusiv de broker de asigurări. Ca atare, agentul economic, când vede situațiile financiare anuale și vede o cifră de afaceri care a depășit plafonul de 220.000 de lei, de regulă vine să facă o verificare și să vadă din ce se formează acea cifră de afaceri. 100% din activități scutite și agentul economic nu ar fi avut obligativitatea să se înregistreze sau pur și simplu este o omisiune. Da, ne-ați adus repede vorba și de activități scutite și dacă tot ați lansat această idee, pe lângă aceste firme de asigurări, ce fel de alte activități sunt scutite de TVA? Deci, în primul rând, orice activitate ar putea să fie scutită de TVA dacă este sub plafonul de 220.000 de lei, dacă depășește acest plafon și nu numai. Activități scutite sunt, de exemplu, serviciile financiare bancare, în anumite condiții. De exemplu, livrările de construcții, imobile, clădiri, sunt scutite. Arendarea, concesionarea, închirierea bunurilor într-un leasing financiar sunt scutite. Serviciile medicale, serviciile de educație, stomatologie, veterinare sunt activități scutite. Valorificarea de timbre poștale, activitate scutită. Serviciile de televiziune și radio pentru televiziunea publică sunt scutite. Este foarte vastă gama de servicii scutite de TVA și sunt reglementate la codul fiscal în articolul 292, 293 și 294. Și odată ce depunem acest dosar care conține documentele necesare înregistrări în scopuri de TVA, cam cât durează până când devenim plătitori de TVA? Conform cadrului legal, dacă eu depun data de 10 ale lunii septembrie, pe exemplu de mai devreme, ar trebui să primesc în cadrul lunii septembrie codul de TVA aferent și să devin plătitor de TVA începând cu 1 octombrie.
Și pentru că ne-ați spus că în anumite condiții poate deveni opțiune a contribuabilului dacă să plătească sau nu acest TVA, care ar fi interesul lui? Ce drepturi îi conferă acest statut? Agentul economic ar trebui să-și analizeze această oportunitate de a se registra sau nu registra în scopuri de TVA. Asta raportat la cifra de afaceri, eventual marja de profit. Este important dacă se registrează din punct de vedere al cotei de TVA în condițiile în care realizează volume mari de activitate. Dreptul de înregistrare în scopuri de TVA îți dă dreptul de deducere. În sensul că dacă aș fi un dezvoltator imobiliar, aș avea tot interesul astăzi să mă registrez scopuri de TVA, pentru că în momentul de față, până să finalizez construcția nouă pe care o să o valorific, eu voi face achiziții de la furnizorii mei, antreprenor general, și atunci aș avea dreptul de deducere, respectiv de rambursare de la bugetul de stat, și pentru mine ar fi atunci o sursă de finanțare a activității curente și investiționale. Pe de altă parte, poate să aplice, de exemplu, măsurile de simplificare pe taxare inversă, care i-ar da posibilitatea să nu se decapitalizeze cu numerar pe partea de cash flow. Sau ar trebui să valorifice această oportunitate la registrul intracomunitarilor, de exemplu, unde el nu ar trebui să plătească. Da, ne-ați băgat într-o ceață totală, mai ales când ați adus vorba de măsurile de simplificare și poate ar trebui puțin să ne oprim asupra acestora și să ne explicați mai clar ce sunt și pentru ce operațiuni se pot aplica. Măsurile de simplificare trebuie înțelese ca fiind o măsură de simplificare a plății TVA-ului. Ea procesează între doi agenți economici sau două entități de orice natură, care ambele sunt înregistrate în scopuri de TVA, adică și furnizorul și cumpărătorul sunt în scop de TVA înregistrate. Atunci, în ceea ce privește, pentru anumite operațiuni, vor aplica această măsură, fapt pentru care între ei, pe lichiditate, pe flux de numerar, nu se va achita, respectiv nu se va încasa TVA-ul, ceea ce din punct de vedere al lichidităților ajută cei doi agenți economici. Tehnic, furnizorul emite o factură pe care nu reflectă TVA-ul, dar scrie taxare inversă, beneficiarul va primi factura și va reflecta ca atare în evidența contabilă, reflectând deducere și colectare de TVA. În ceea ce îl privește pe el, din punctul ăsta de vedere. Acum, operațiunile pentru care se aplică sunt limitative. Sunt prevăzute la articolul 331 și se aplică pentru livrările de feroase neferoase, livrările de construcții și terenul aferent acestora, livrările de aur, livrările de tablete, console, echipamente cu servicii integrate, dar aici există pentru acestea o condiție suplimentară, că livrarea trebuie să fie de cel puțin 22.500 lei pe factură, fără TVA, ca să poată să aplice măsura de simplificare respectivă. Și ele sunt detaliate în lege, se aplică pentru anumite categorii, livrarea de cereale, de exemplu. Da, cred că o să vă iau acasă și cred că asta doresc mulți dintre agenții economici care ne privesc, pentru că sunt atât de multe lucruri pe care ar trebui să le cunoaștem pentru a ne desfășura activitatea și în mod legal și, bineînțeles, să fie o activitate bună pentru noi, încât, iată, sfatul specialistului și cunoștințele lui sunt atât de importante, astfel încât eu zic să vă păziți. Ne-ați spus că există operațiuni scutite de TVA, dar ne-ați specificat la un moment dat și faptul că un agent economic ar putea desfășura și operațiuni scutite și operațiuni care nu sunt scutite. Poate subliniem încă o dată asupra acestui aspect, să fie clar înțeles, așadar da. Se poate să desfășoare activități și scutite, dar și sigur, nescutite. Agentul economic în activitatea sa curentă poate să realizeze atât operațiuni care sunt taxabile și netaxabile, adică impozabile cu cotă de 19 sau 9%, de exemplu, dacă discutăm despre un comerciant în gros sau în detail care valorifică produse alimentare, va aplica 9%, dar dacă comercializează și tutun sau băuturi alcoolice, atunci va aplica 19%. Și ca să aplice regimul mixt, ar trebui să facă și operațiuni scutite. Operațiune scutită poate să fie pentru el, de exemplu, un spațiu de depozitare care este excedentar și pe care vrea să-l închirieze. Atunci el nu are obligativitatea să emită factură cu TVA, să colecteze și să plătească la bugetul de stat. Aceasta este o oportunitate în ceea ce îl privește pe el și atunci va emite factură scutită de TVA pentru această tranzacție. Este prevăzută la articolul 292, alineatul 2, litera E, pentru partea de arendare, concesiuni, închirieri. Sau, foarte probabil, să aibă, de exemplu, un patrimoniu, o clădire mai veche și pe care vrea să o valorifice. Și atunci, dacă vrea să o valorifice pentru construcțiile care nu sunt noi, are posibilitatea să livreze fără să colecteze TVA, fiind operațiune scutită. Și atunci aplică articolul 292, alineatul 2, litera F. Și atunci el deja are regim mixt.
exercițiul respectiv. Iar așa am făcut noi trimiteri la faptul că o persoană poate să se înregistreze tardiv. Da. Dar aș vrea să știu, există niște sancțiuni clar prevăzute în lege dacă se întâmplă asta sau pur și simplu se trece oarecum ușor, care ar fi procedura iată, înregistrării tardive sau, sigur, neînregistrării odată ce ești obligat prin lege să faci asta? Deci registrarea cu întârziere se sancționează. Acum, dacă mă autosesizez și mă duc din proprie inițiativă de bună credință, atunci pot beneficia de un avertisment. Dacă nu răspund notificării organului ANAF cu privire la prezentarea situației reale, fiscale și reglementarea acesteia în termen, atunci consecința, în mod clar, o văd ca fiind o amendă și plafoanele sunt între 1.000 și 5.000 de lei pentru cei mari și mijlocii, respectiv între 500 și 1.000 de lei pentru persoanele fizice care desfășoară activitate taxabilă sau entitățile mici. Interesul lor ar fi să se ducă din proprie inițiativă și să-și reglementeze situația fiscală, pentru că tergiversarea e în detrimentul lor. După ce vor primi decizia de înregistrare în scop de TVA, chiar din oficiu, au posibilitatea să își deducă TVA-ul aferent de la momentul la care ar fi trebuit să se înregistreze, respectiv să colecteze TVA de la momentul la care ar fi trebuit să se înregistreze, stabilindu-se suplimentar debite de plată retroactiv sau, din contră, drept la beneficii, la recuperări. Când și în ce condiții se poate solicita anularea înregistrării în scopuri de TVA? Anularea se poate solicita de agentul economic respectiv, din proprie inițiativă. De exemplu, dacă discutăm despre restrângere de activitate, începând cu 1 ianuarie al anului următor, având în vedere că se află cu cifra de afaceri sub plafonul legal aferent, sau poate să fie retras sancționatorul de organul fiscal, codul de TVA, acesta fiind anulat în condițiile în care discutăm despre un comportament inadecvat, spuneam mai devreme. Prin asta înțelegând, de exemplu, că devine inactiv, că organele statutare, respectiv administrarea societății, este realizată de către persoane care au înscrise în cazier fapte. Sau dacă a depus de conturi de TVA un semestru pe valoare zero sau nu a depus de conturi de TVA. Acestea sunt condiții care determină anularea codului de TVA din oficiu. Și pentru că ne apropiem foarte repede de final, aș vrea să mai punctăm asupra unui aspect și anume legat de achizițiile intracomunitare. Da. Chiar la început spuneam de autoturisme, dar foarte pe scurt v-aș întreba ce este mai exact o achiziție intracomunitară și dacă orice persoană care face o astfel de achiziție trebuie, este obligată să se înregistreze în acel registru al operatorilor intracomunitari, ROI, cum se cunoaște mai scurt. Achiziția intracomunitară este obținerea dreptului de a dispune de un bun în calitate de proprietar, bun care este livrat sau preluat de către un furnizor, către cumpărător, dintr-un stat membru în alt stat membru. Aceasta este achiziția intracomunitară. Achizițiile intracomunitare, dacă se realizează de către o persoană neregistrată în scopuri de TVA, presupune anumite consecințe. Pentru a putea să facă achiziții intracomunitare, ca persoană juridică neregistrată în scopuri de TVA, trebuie să țin cont de plafonul de 10.000 de euro. Sub acest plafon pot realiza achiziții de bunuri fără să mă înregistrez. După acest plafon sunt obligată să mă înregistrez. Nu există un astfel de plafon în ceea ce privește achiziția, respectiv livrarea de servicii, ca să zic așa. La servicii nu există, indiferent de dimensiunea tranzacției pe care intenționez să fac, va trebui să mă registrez în scopuri de TVA în acest registru care este cunoscut, registrul operatorilor intracomunitari. De exemplu, pentru mulți agenți economici, entitate mică, nu-și pune problema să se registreze, deși ea realizează, de exemplu, advertising pe social media, de exemplu. Știți? Și atunci el nu-și pune problema, deși aduce în entitate facturile aferente și face plățile aferente, fără să țină, să nu respecte obligația de a se registra în acest registru. Și dacă o persoană fizică face astfel de achiziții? Dacă o face în nume propriu și nu cu caracter de activitate economică, atunci ea nu are. Dar dacă e o persoană fizică devenită autorizată sau independentă, sigur, și cu scop economic, atunci se schimbă, da. Da. Doamna Luca, vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru toate informațiile, pentru tot ajutorul. Vă aștept cu mare drag și altă dată. Dragi telespectatori, sper că ați înțeles multe lucruri din această ediție. Sper că ați înțeles care e treaba cu TVA-ul. Până data viitoare, numai bine!